Mâine la Chișinău, Naționala Moldovei de rugby va juca cu Belgia în cadrul Cupei Europei pe Națiuni. Meciul se anunță a fi un adevărat derby al diviziei 1B, în care belgienii sunt lideri cu 33 de puncte, iar jucătorii noștri sunt pe poziția secundă cu 22. În divizia superioară se califică doar echipa clasată pe primul loc, în grupa Moldovei, din care mai fac parte naționale din Polonia, Olanda, Ucraina și Suedia. În partida din martie anului trecut, echipa noastră a cedat cu 14-17 în deplasare, iar acum tricolorii au ocazia de a-și lua revanșa în fața dracilor roșii. Partida dintre Moldova și Belgia se va disputa pe stadionul Dinamo cu începere de la ora 13.